Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru! Amin. Fraților, vă binecuvintez în numele Domnului și mă atașez și eu inimii lui Tati și mă bucur tare mult că sunt împreună cu dumneavoastră în această zi, în acest timp de părtășie pe care îl avem. În adevăr, am emoții, să vin în fața dumneavoastră, dar sunt conștient că Dumnezeu și în această seară vă va vorbi dumneavoastră, îmi va vorbi mie și veți înțelege inima mea care e mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu de biruința pe care a dat-o. Astăzi am venit aici. Uh, nu cu baloane, nu cu confeti, cu baloane cu heliu ca să sărbătorim o victorie sau să sărbătorim ceva Ce am venit efectiv să vi-l aduc pe Dumnezeul care a lucrat într-un mod deosebit ah, În această zi dacă în loc să vin să țin așa ceva care să exprime bucuria pe care o am în inimă Sper să pot să o transmit în așa fel încât inimile dumneavoastră să capteze această bucurie și mai mult de atât, să vă durească bucuria mântuirii, să înțelegeți Dumnezeul acesta care poate controla orice problemă și mai mult de atât o poate rezolva. Slăviți să fie numele! V-aș invita să vă ridicați împreună cu mine și acum în aceste momente deschidem Evanghelia, uh, Cartea Sfântă la... Uh, Evrei, capitolul Capitolul 10, de la versetul 32. Deci, Evrei, capitolul 10, de la versetul 32, paginile în Sfintele Scripturii 1182. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în felul următor pentru noi astăzi. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul locării și necazurilor și pe alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr ați avut milă de cei din temnițe și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovie. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin, vă invit să reocupați locurile. Când am pornit pe calea asta a credinței, nu la toți ne au fost la fel. Eu m-am născut într-o familie binecuvântată. M-am născut într-o familie în care tatăl meu, pe care îl vedeți, și aici, a fost pastorul bisericii din Secaș, de unde facem parte, și am făcut parte, pastorul a mai multor biserici din zona respectivă. Acum, în situația în care m-am aflat eu, nu s-au găsit mulți și. Pe vremea aceea nu-mi doream să fiu fiul pastorului, că totdeauna ziceam, mami, vezi să nu faci o prostie, că faci pe tatăl tu de rușine. Tot ce faci, toți frații se uită la voi, să aveți grijă cum vă comportați, cum faceți, că numai rușine nu-i duceți la altcineva, numai la tatăl vostru. Familia, familia noastră e cumva în, în atenție, oamenii sunt foarte atenți la familia noastră în satul în care ne aflăm. Alții au trecut prin situațiile pe care le descrie Biblia. Ați fost o cărăți. Cunosc chiar tineri care s-au pocăit singuri din familiile lor, când era reuniune de familie, pe respectivul tânăr sau tânără o ridicau în picioare și spunea, nu, acum e la voi la păcăiți, hai mai spune-ne de pe acolo, de pe la voi, numai tu ne-ai făcut neamul de râs? Și uh, era ridicată ca să fie o cărătă. Alții, cum vine scriptura aici, așa au pierdut averii. Și-au pierdut demnitatea, oamenii i-au scăzut din funcție, au renunțat. Chiar acum vorbeam despre un fotbalist de la noi din Timișoara, aproape de Timișoara, și acest fotbalist a ajuns să joace în divizia A în România, apoi a, a fost transferat în Italia la ceva echipe de top și după aceasta s-a pocăit, a renunțat la cariera de fotbalist și acum mai zice, chiar povesteam cu un frate din Austria, zice, lucrează la minus 10 grade pe acoperiș, dar zice, cum îl folosește Dumnezeu pe omul ăsta. N-ai văzut așa ceva, din cuvânt, prin rugăciune. Dumnezeu îl folosește într-un mod extraordinar. Oameni care au renunțat la veri, la perspectiva lor, la gloria care puteau să obțină pe acest pământ. Și au fost începutul credinței, într-un fel sau altul, pentru fiecare dintre noi. Și acum Pavel vine, credem că Pavel vine și spune în felul următor, aduceți-vă aminte de zilele de la început. Dacă ar fi să-mi aduc eu aminte de zilele de la început, când am început să-L slujesc pe Dumnezeu, o să-mi aduc aminte de momente și primele momente pe care mi le aduc sunt momentele de încercare încercare, în care Dumnezeu efectiv a intervenit în dreptul ființei mele. Și am avut ocazia ca de șase ori până acum să văd vădit cu ochii mei de carne cum Dumnezeu mi-a scăpat viața de la niște nenorociri foarte mari. Uh, Într-una dintre zile, se făcea eu, nu mi-aduc aminte, dar uh, cred ceea ce îmi povesteau părinții mei, tatii, mamii, Zice că la noi în biserică a venit un frate, eu eram pe prima bancă în față și zice, este cineva, a avut mai multe lucrări prin biserică, apoi se îndreaptă de la învon, direct spre mine, a venit ca de nicăieri uh, omul acesta și frații l-au pus și în față la, la un cuvânt și se îndreaptă direct de la învon în timp ce vorbea, este cineva să mijlocească pentru băiețelul acesta, eram așa pe prima bancă în față pe la mijlocul bisericii, ridică tatălui mâna și zice, eu vreau să mijlocesc pentru el. Zice, de stăhinui. De mic o să aibă lupte și situații în care diavolul vrea să-i curme firul vieții. De aceasta Dumnezeu cere mijlocire pentru băiatul acesta, fiindcă vrea să-l folosească. Și de atunci au trecut câțiva ani, odată am de trei ori, adică m-am trezit cu foc în cameră. De fiecare dată asta țin să amintesc în fața bisericii, Dumnezeu ne-a vorbit prin glas profetic că o să trecem, că o să fie, că o să se întâmple. Și Dumnezeu ne-a avertizat din timp și ne-a spus rugați-vă, nu ca să nu îngădui, ci ca să scad din intensitate. În adevăr, a fost și un caz în care Dumnezeu a venit prin glas profetic într-una dintre sele. Am zis, m-am trezit de trei ori cu foc în cameră, odată a luat foc candelabru. s a scurt circuitat, arunca scântei, s-o aprins acolo în cameră, odată mi-a luat un scaun, era aprins, pe vremea aia ne încălzeam cu teracote, nu aveam încălzire și scaunul meu era, lipit de, de teracota, m-a dormit și cum s-o sunt s-o foarte tare teracota, o luat foc și Dumnezeu așa a făcut că am făcut căldură mare în cameră și făcând căldură mare am deschis și ușa și geamul ca să scot un pic căldură afară și am adormit cu geamul și cu ușa deschisă. Și când m-am trezit toată camera nu era altceva decât un fum gros, foarte gros. Și Um, mă simțeam așa apăsat, puteam să mor asfixiat în noaptea aia, dar Dumnezeu a intervenit într-un mod deosebit, încât m-am trezit, am putut să scot scaunul afară, am simțit respectivul foc și s-a duc o mărturie, cum Dumnezeu a lucrat atunci. Apoi, într-una dintre zile, vine un frate proroc în biserică la seca și zice în felul următor, um, s-a dat o lucrare, o, o vedenie în care se vedeau se vedea că diavolul vrea să dea o lovitură mare bisericii de aici. În așa fel încât doi tineri să plece din ființă în neființă, din lumea aceasta în veșnicie. Dar se cere din partea bisericii mijlocire și niște zile sfinte în care să vă apropiați ca și biserică de mine. S-au luat zile sfinte, ne-am rugat împreună cu biserica după ceva timp, Într-una dintre seri dormeam, a venit sora mea la mine în cameră, o zis, Abi, nu vrei să dormi cu mine în seara asta? Nu știu, mi-e urât, mi-e frică. Și am zis, ba da, eram mai micuți în perioada aceea. M-am dus, am dormit cu ea și în timp ce dormeam în jurul orei 3, 2, noapte, așa, 3, uh, din nou era o teracotă acolo, unul dintre lemne, cum le-am pus eu în teracotă, cum le-am așezat odată în ușă, s-a deschis ușa și a căzut într-o cutie pe care o aveam acolo de carton, a luat cutia a foc și din nou era un fum des, des în cameră și puteam să ne trezim în neființă, dar Dumnezeu am găduit să mă trezesc, m-am ridicat din prima sus și când m-am ridicat am inspirat aerul și am căzut ca și leșinat jos. Și am zis, Doamne, nu îngădui să murim așa. m am rugat în momentul acela și pe burta am ieșit, am deschis ușa, am aprins becul și am pus mâna direct pe capul lui Evelyn să nu se trezească la fel ca mine și să inspire fumul direct. Și din nou Dumnezeu mi-a salvat viața mie, familia mea, și Dumnezeu mi-a izbăvit de această situație în care să trecem din ființă în neființă. La vârsta de 14 ani am căzut în într-o pescărie, avem acasă, și am căzut în acea pescărie, eu eram pe o saltea, nu știam să not și în timp ce stăteam pe saltea aceea, ne scăldam, toți băieții de prin sat eram acolo, aveam un scălduș, dar vorba aia, apa nu ajungea nici la genunchi la broască și am zis, haideți la noi în pescărie, că e apă, că ne scăldăm. Și am mers toți acolo și am ajuns și ne-am băgat în pescării, eu m-am pus pe cea săltea, ei mai notau și au venit un băiat care nu știa să nuate. și a pus aripioare, o sărit în pescărie și cum o sărit, nu știu cum o făcut, o nota vreo 20 de metri, cum o dat cu aripioarele alea și s -o prins de sălteaua mea, m a tras și eu întors salteaua peste mine, am vrut să ies, dar n-am mai putut. Și unul dintre, tot timpul sălteaua era deasupra mea, și unul dintre frații mei care lucră și -a acum la ISU, Dumnezeu l-a întărit un, peste un minut, aproape două minute, fără să tragă aer. Ne-a luat pe amândoi, o notat cu amândoi până o ieșit din pescărie și Dumnezeu din nou ne-a izbăvit viața. La vârsta de 18 ani nu-mi găseam rostul pe acest pământ și mă gândeam ce rost are să trăiesc 70-80 de ani dacă Dumnezeu îmi va înderui și după asta să mor. Nu vedeam esența vieții, pur și simplu eram blocat în timp și spațiu și mai aveam și eu ceva probleme ale mele și în timpul acesta diavolul venea la mine cu amenințări și cu dorința asta, am încercat să-mi pună dorința și să-mi o implementeze tare în inima mea, dorința de sinucid. După trei luni de post, care nimeni nu știam pentru ce postim, dar am luat un post pe familie, vin într-una dintre seri, mă apropii de tati și zic, tati, uite care e dorința inimii mele, uite ce îmi pune satana pe inimă. Tati se prăbușește și așa, se întoarce din pat, direct pe burtă și mulțumește lui Dumnezeu. Zice, Doamne, am cârtit înainte, dacă nu știu pentru ce aceste zile de post, dar acum văd că Tu ai vrut să-mi scapi din nou, băiatul, din această bătălie spirituală. Și la vârsta de 18 ani, 19 ani împlineam, am ajuns în ipostaza în care uh, cunoașteți mărturia între valțurile utilajului. Când satan a zis, în sfârșit l-am prins. Și am zis că totul s-a finalizat. Acele, o să povestesc că am văzut aici oameni pe care nu i-am văzut data trecută, acum ani, câțiva ani când am fost. Și în momentul în care eu mi-am cumpărat o colegătoare de porumb, am cules cu această colegătoare vreo trei săptămâni, după ce am prestat acele servicii cu ea, într-una dintre seri eram singur pe un teren și tractoristul cu care am fost o plecat acasă, eu culegeam și după asta m-am oprit, am zis că mai mă dau jos, mai mă disting, mai îmi revin, să-mi revină puterile. Lucram foarte mult în perioada respectivă pentru achiziționare de utilaj și totodată să pot să-mi plătesc datoria pe care îmi și cumpărasem acel utilaj. M-am dat jos din tractor, m-am dus în lungul terenului, am venit înapoi, când să mă urc în utilaj... Uh, Văd un ștulete de porumb, în prins cu roada după o bară, am zis că lovesc din trecere, murc în un și în continuă activitatea. Am lăsat utilajul să meargă, făcându-și o gresare la rece, o ungere la rece. Să nu fie în forță, nu de mult îl gresasem. Am venit, m-am pus cu mâna în fața tractorului, poate ați văzut valțurile de la struguri, zdrobitorul de la struguri, cum se zdrobește strugurii. Exact același mecanism există și la culegătoarea pe care o dețin eu, un mecanism în care uh, îți niște valțuri de fier și au menirea de a băga știleții de porumb înspre un tocător. Am venit, am ridicat mâna dreaptă sus și am dat. Când am dat mâna, mi-a rămas lipită de acel știleț de porumb și a intrat cu palma direct între, între cele valțuri. Tractorul a început să mă tragă cu o mare brutalitate și forță și acele valțuri să mă tragă, să mă bage spre tocător. În momentul acela m-am ancorat foarte bine, am început să trag de viza, mi era ori să-mi zmul mâna din încheietură și să scap cu viața, ori să-mi zmul mâna dintre valțuri. N-am reușit să fac niciuna, nici alta. Am început să urlu după ajutor, nu era nimeni, eram singur. Și în momentele acelea de disperare am început să inspir adânc și am zis că smulg o dată cât pot. Și a venit o voce la nivelul minții mele și a zis exact ce v-am spus meneinte, În sfârșit l-am prins. Și un fior ca de iad mi-a cuprins ființa. Am zis că totul s-a finalizat. 18 ani, aproape 19 ani. Istoria vieții mele s-a încheiat un sicriu alb, un bărbat sau un copil sau un băiat îmbrăcat într-un costum alb. Dacă mai eram acum, depinde cât de detocat eram în situațiile respective. Și în momentul acela a venit o voce la nivelul minții mele în timp ce mă rugam, am zis, Doamne, pe mami, tati, să-i întărești când mă vor aduna de aici frații mei, când îmi vor striga numele prin casă și nu voi fi. Și în momentul acela a venit o voce la nivelul minții mele și a zis, strigă la mine după ajutor. Și am strigat odată cât am putut. Doamne, ajută-mă! Valțurile s-au oprit, priza tractorului s-a oprit, mi-a scos mâna, geaca și totul a pornit înapoi. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Slăvit să fie Domnul nostru! Am ajuns la spital Arad, mi s-a spus că nu se poate face nimic pentru mine, apoi am fost transferat la Timișoara. Așa am cunoscut eu pocăința, așa l-am cunoscut eu pe Dumnezeu. Unii v-am zis, l-au cunoscut prin suferințe din partea altora, alții l-au cunoscut în situații din acestea, alții la o seară de evangelizare, ca și aceasta, poate la finalul cuvântului, dacă Dumnezeu îmi va pune pe inimă, o să fac și o chemare. Și sunt oameni care la acea chemare ies în față și de bună voie au înțeles că Dumnezeu îi iubește. Au înțeles că Dumnezeu 80 de ani s-a comportat atât de tandru și de frumos cu ei. Și vin și își predau viața la poalele lui Hristos. Și la o vârstă înaintată sau mai fragedă, vin în față și zic lui Dumnezeu, îți mulțumesc. Acum, diferențele sunt mari de la unii la alții, dar ceea ce este în centru și ceea ce ne adună pe toți la oaltă este Hristosul care ne iubește atât de mult și apreciază atât de mult existența noastră pe acest pământ. Și Pavel vine în aceste momente și zice, în adevăr, ați avut miele. Și trece la punctul 2 și zice în felul următor: Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră să nu vă părăsiți dar încrederea voastră. L-ați cunoscut pe Dumnezeu, un Dumnezeu al minunilor. Dar au trecut ani, lucrurile s-au mai stabilizat în viața ta de credință. Minunile alea pe care odată erai atât de entuziasmat că Dumnezeu le-a făcut cu tine, deja te-ai obișnuit cu ele. Le-am povestit și poate am povestit mărturia asta de peste 500 de ori. Deci, peste 500 de ori am spus mărturia asta. Vă dați seama că pentru mine, ca și om care am povestit-o în continuu, mărturia vieții mele, nu mai are același impact când am povestit-o prima dată în biserica din Seca și în care eram prăbușit de plâns. Cu toate că ar trebui același lucru să-l simt, dar. Corpul nostru, trupul nostru, deja se obișnuiește, există o anumită uzură și poate te-ai obișnuit de atâția de atâtea ani cu lucrurile care s-au petrecut în viața ta. Și acum vine Pavel și zice în felul următor: să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Vine și face un apel din nou la adresa bisericii să răscolească acele amintiri, să răscolească acel devotament. Avem o, carie, o carență atât de mare de oameni care să fie pasionați, cu de-a dreptul pasionați de lucrarea lui Dumnezeu, De devestirea Evangheliei de la om la om, oameni care să fie atât de pasoneați în momentul în care își servesc cafeaua, să nu aibă un subiect de bârfă, să nu aibă un subiect de uh, acuză la adresa unui frate sau unei sore sau unui cult cool sau unei dominațiuni sau să vină cu tot felul de știri, de break news, să fie oameni care să vină înaintea celor cu care servesc sau împărtășesc un suc, să-și facă timp, să sune pe cineva, n-ai vrea să servești un ceai cu mine și acolo se aducă realitățile, mărturiile pe care Dumnezeu le face în viața lui, în viața familiei lui. Uite frate, uite doamne, am auzit că ai problema aceasta. Eu în urmă cu câțiva ani am avut și eu problema aceasta cu băiatul meu. N-ai vrea să ieșim la un ceai să-l servim și în momentul acela să-l scos pe Dumnezeu în evidență. Într-una dintre zile eram în Vaslui și în timp ce eram în Vaslui, predicam, de multe ori am predicat acolo la firul Elbi. nu a venit nimeni, evangelizare de stradă. Și într-una dintre zile, în timp ce predicam acolo, am pus o fetiță, citeam psalmul 20, am citit psalmul 20 și am zis, Domnul, și am citit, Domnul să te binecuvinteze Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Și am zis să spună movileni. Și ea tot a rostit și când au auzit cei din sat că ea zice movileni, au fost interesați și au venit mai multe, doamne și domni, de acolo, la cea evangelizare. Am făcut, am făcut, chemare în față. Când am făcut chemare în față? Au venit două doamne și le-am întrebat de ce ați venit în față. Sau au uitat, erau prăbușite de plâns și au zis să înțeles că Isus este soluția. Îs atâția oameni disperați care nu mai au nicio soluție. Zice, ne-am despărțit la fel peste tot în Moldova, patima aceasta acolo lui, distruge familii. Și zice, ne-am despărțit de soții noștri, fiindcă amândouă avem aceeași poveste. Avem două fetițe, ne era groază de abuzuri, ne era groază de să vadă din nou bătăi și tot ce era în familiile noastre. Și ne-am despărțit. Și acum nu știm cum ne vom descurca, cum le vom pune pâinea pe masă și zice, am înțeles că Isus este soluția. Am înțeles că Isus poate să fie tată și Dumnezeu poate să fie tată pentru fetițele noastre. Sunt atâția oameni care au nevoie să se agațe de ceva. Sunt atâția oameni care abia așteaptă cu 5 lei să mi se plătești un ceai și să îl dăruiești pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. Știți cum reușim să ne păstrăm credința asta vie în inimile noastre? Aducând noi mărturii cum Dumnezeu lucrează. Ne-am conservat cu același Dumnezeu care a lucrat, care a fost. Dar vă spun, dacă într-o săptămână Dumnezeu nu face o minune, deja nu e ceva normal, nu e la locul lui. De ce? Fiindcă îl cunosc ca un Dumnezeu. Ne-am zice și pasajul acesta și în viețile noastre. Se întâmplă atât de. De repede să treacă anumite lucruri prin fața noastră, și trăim într-un secol al vitezei în care, în 5 secunde, dai, dai, treci de la videoclip la videoclip de la uh, moment la moment ți se prezintă ceva, după asta altceva, altceva, dacă o pagină web nu se încarcă în 3 în secunde, a ieșit de pe ea uh, zici că nu-i bun internetul, mai dai cu el, îl faci, îl pui înapoi pe perete îi dai un reset, îl pui înapoi, de ce? fiindcă te grăbești, ai un timp nu poți să pierzi vremea pe internet și scrollăm foarte repede și mergem înainte, cu avionul, de exemplu, am plecat cum au plecat și fratele, uh, dintr-o parte în alta, acum în Izrael avem cam același fus orar, dar în altă parte, în care am plecat la ora 8 din România și am ajuns la ora 8 dimineața, tot acolo. Deci, timpul era același. Ceasul era același, eram în același timp, te miști foarte repede, pe glob, în jurul nostru, într în două ore și 35 de minute am fost în reșiță. Ceea ce dacă ar fi acum câțiva ani când tati o lua cu aro, cu cojoace, cu alendeloane și venea încetuți și cu grijă și dura mai mulți ani, mult mai mulți ani și mult mai multe uh, ore sau în alte părți, să faci un drum. Acum mergi rapid, te descurci repede. E un secol al vitezei și în timpul acesta al vitezei mari nu mai avem atâta, de, atâta răbdare încât să așteptăm un răspuns din partea lui Dumnezeu. Să așteptăm ca Dumnezeu să... Mai ales că ni s-a spus foarte mult Iisus vine, Iisus vine în anul 2000, Iisus vine în anul 2010, 2018 și nu a venit. Și deja parcă te-ai obișnuit că... Nu au venit, nu au venit, nu au venit, nu venit și deja te-ai obișnuit cu lucrul acesta. Dar n-ai înțeles că Iisus vine în fiecare zi la patul tău și zice inimii tale să mai bată, mâini tale să se ridice. Azi dimineață predicam în biserica din Seca și predicam despre omul cu mâna uscată. Omul care avea mâna dreaptă uscată, mușchi atrofiați și în decurs de mai mulți ani mâna lui s-a conservat în așa fel încât n-a mai putut o folosi. Tati vorbea aici despre o mână biomecanică. O să vă prezint și eu la ce spun mâna aceasta biomecanică și modul în care Dumnezeu a lucrat. În timp ce eram acolo... Uite, desfac invers. În timp ce eram acolo la... Uh, în timp ce eram acolo în, în, Timișoara, mâna mea a fost amputată la 7 cm de la încheietură. După ce a fost amputată mâna mea, am primit vestea că nu mai eu am. După ce am primit veste că nu mai am mâna, bio, mâna mea naturală, m-am gândit, Doamne, cum mă voi descurca în viața, cum mă voi căsători, cum mă voi ridica o, o casă, cum mă voi zidi, Doamne, cariera, îmi doream să devin inginer, agronom, cum mă voi descurca de acum înainte și care va fi viața mea. În momentul acela a venit domnul doctor, mi-a zis că există șansă mână biomecanică, dar eu am venit cu o sinceritate pură înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu n-am nevoie de o mână biomecanică. Tu ești un Dumnezeu care poți să-mi dai o mână de carne, poți să o faci să crească. Te rog, vă o să crească. Într-una dintre nopții în care eram în spital, am avut o vedenie, așa, o răpire în Duhul. În fața mea apăreau două mâini, una de carne, una biomecanică. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor. Cu privire la mâna din partea stângă, privește înspre ea. În momentul în care am privit înspre ea, zice, asta cer din, din mâna mea. La nivelul de credință pe care îl ai, vă dați seama, inima mea, după ce am văzut că utilajul s-a oprit, Dumnezeu mi-a dat viață, clocotea să-l cunosc mai mult pe Dumnezeu. La nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă privește dincolo de ea. Și erau o mulțime, ca un orde de oameni care strigau, cu adevărat există Dumnezeu. Cu adevărat Dumnezeu are putere. Era un moment de alegere și am zis, simțeam că trebuie să aleg între aceste două mâini, visele mele, visele lui Dumnezeu cu mine. Și am zis, Doamne, aleg mâna biomecanică și am simțit cum Duhul meu a intrat în trup. Apoi am aflat cât valorează o mână, vă zis 90.000 de euro, ca să aibă culoarea pielii, încă 3.500 de euro, am și mânușa respectivă, dar am vrut să vin cu o mână să vedeți exact cum arată o mână biomecanică, o mână de robot și ca să am încheietura, eu o rotesc cu mâna, ca să am încheietura, să-mi meargă mâna așa, să facă mișcarea aceasta de rotire trebuia să mai plătesc încă 30.000 de, de euro și toate costurile astea dacă le-am adunat dacă le-am adunat am ajunge la 123.500 de mii de euro în momentul în care calculăm și acum transpunem în partea stângă să ieși în mâna stângă, ajungi la 270 și 7 de mii de euro pe care i primit din partea lui Dumnezeu. Și nu i a înălțat odată și să-i zici, Doamne, îți mulțumesc pentru ele. Doamne, îți mulțumesc că le am. Este doar harul tău, o grămadă pe care nu le au, o grămadă care nu le dețin. Doamne, îți mulțumesc că nu-i neagră, ai putea să zici și că îmi seamănă ca asta la altă. Doamne, îți mulțumesc că o pot folosi și nu o încarc. Și sunt o grămadă de lucruri pe care ai putea să le aduci înaintea lui Dumnezeu. Și poate, nu numai e problema cu mâna, am cunoscut o mamă care îmi spunea, Abi, atât de mult îmi doresc. Să-mi văd fetița. La 20 de ani am rămas soarbă. După 20 de ani, am, atunci când am rămas soarbă, eram însărcinată în luna a treia. Fetița mea acum are 20 de ani și are o fetiță și mi-aș dori ca Dumnezeu să-mi dea un minut să le văd pe amândouă și apoi să rămân oarbă pentru toată viața. Și tu, la tine în cameră, vine fetița și zice, mami, cum ești? Și aranjează rochița și mami, merg pantofii cu rochia. Tati, cum? Hai, învață-mă să conduc. Tati, vreau și eu să conduc. Sau... Alte lucruri pe care le ai din partea lui Dumnezeu și îți poți vedea copilul cum crește. Și am cunoscut și am intrat în familie, în care când am intrat m-am ferit să nu mă prindă pe mine pantoful. Nu vă văd odată plecați de aici. Când veniți acasă îmi ridicați perii albi. În loc să fie cuvinte să-l strângi în brațe și să-l iubești că-l vezi. Poate nu e mulțumit lui Dumnezeu, Doamne îți mulțumesc pentru că am văzut-o pas cu pas cum a crescut. Știu că într-una dintre zile eram cu Flavia și acum zilele astea, ne-au făcut nopțile albe, fetița mea și el Flavia. Și în momentul în care eram acolo, eu așa dorm, eu dorm buștean, dar ea e mai, mai trează așa, ea, per, toată noaptea. Și zice, chiar ieri noapte, o zis, Abi, așa m-am supărat pe nouă, Așa îmi venea să-i trag vreo două la fund cu toate că nu ai bebeluși, da? Disperați de atâta somn, nopți nedormite. Și zice, o venit o voce la nivelul minții mele și a zis, dacă ar fi ultima noapte în care o țin brațe și după asta o pui într -un, în patru scândurele. Și a zis, atât am pot să plâng. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că o pot vechea. Cât de mult ești pasionat de familia pe care ți-o dat-o Dumnezeu. Acum trecem mai departe. Dincolo de partea aceasta de răbdare, în care nu mai vezi activitatea lui Dumnezeu în familia ta. O să depășesc puțin timpul. Da, tati îmi zice să explic mâna. Am doi senzori care încaptează impulsurile de la creier la mușchi. Acești doi senzori transmit informația mai departe către șase motorașe, unul principal și unul pentru fiecare deget. Fiecare deget este independent și o să vă arăt acum cum funcționează. În momentul în care îi dau o mișcare, acum o să se miște astea două degete. Uh, o să intru și în alte poziții în care să vedeți. Asta e o poziție în care mă îmbrac. De exemplu, degetul meu veni jos, să pot să mă îmbrac ușor. Uh, acum o să încerc să fac niște co-contracțiile, zic eu, momente în care să intru în altă priză, doar dacă mă ascultă, că am și transpirat de cum uh, am predicat, în care. Da, o intrat în alta. Nu pot că am transpirat. O să intru în poziția de predicare, în care degetul îmi vine sus. Așa, asta e o poziție de predicare în care mâna mi se oprește. Da, mâna are mai multe modalități de a funcționa, are mai multe prize de lucru în momente în care... Și pot să o folosesc, e o mână rezistentă, pot să, cum spunea tati, să tai cu drujba, cu motocoasa, sudez, fac o grămadă de activități care țin de uh, treburi casnice, agricultură, lucrez din nou în agricultură, prestări, servicii, curățare teren. Și Dumnezeu pot să zic că m-a binecuvântat. Prin încercarea aceasta, mai mult de atâta, am ajuns în situații în care se expun această mărturie și chiar să văd oameni trecând pas cu pas, unii după alții, în spatele acelei mâini pe care eu am văzut atunci în spital. Au venit la mine mame care au zis, uh, abia am, am plecat, mi-am părăsit copiii, mi-am părăsit soțul, dar astăzi aici Dumnezeu mi-a vorbit să mă întorc înapoi acasă și să-mi iau copiii în brațe am ajuns în situații în care, zice, chiar acum, după ce se termina biserica, vreau să merg și să închei cu viața. Dar zice, acum văd, vădit, că alții cu probleme mai mari decât mine. Îs atât de bucuroși ca un Dumnezeu atât de mare în inima lor. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cea mai mare bucurie a mea, nu că am o mână de 90.000 de euro, nu că a fost încercarea aceasta, că de multe ori rămân fără baterie și așa mă supăr pe ea că n-am fost atent și n-am văzut beculețele alea că s-au stins și n-am pus-o la încărcat. Și când am mai mare de nevoie de ea, eu nu mai am baterie. Și, în adevăr, o încarc la 5-6 zile, mă ține bateria, dar uit câteodată să o mai pun la încărcat și așa nevoia aș avea să dau, sau poate să dau mâna cu cineva și iară să dau cu stânga. Și nu, n-am fost atent și n-am veghea lucrul acesta. Deci v-am zis, nu cea mai mare bucurie a inimii mele e aceasta, ci cea mai mare bucurie a inimii mele este că Dumnezeul acesta care mi-a dăruit această mână, Dumnezeul care mi-a dăruit o soție, o fetiță, Dumnezeul care m-a binecuvântat din punct de vedere pământesc, Dumnezeul care și-a ținut promisiunile față de mine, îs la fel de convins cum a venit prima oară, că va reveni și a doua oară. Dar mai mult de atât, Dumnezeul acesta este prezent în această zi aici. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aici se referă la răpire. Dar astăzi aici este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care vrea să te pregătească pentru acea zi glorioasă. La început poate ai fost plin de patos, plin de zel pentru Dumnezeu. Între timp, cum am zis, ai mai scăzut din răbdare. Acum te invit să fie o seară a reîntâlnirii a tale cu Dumnezeu, o reîntâlnire în care să te iei cu Dumnezeu în brațe și să-i spui, mi-a fost dor de tine. Doamne, din pornirea inimii mele, din a face bani, din necazurile vieții mele, n-am mai fost cu privirile ațintite asupra Ta. Consider, Doamne, că astăzi este momentul în care ar trebui să -ți zic un mulțumesc pentru copiii pe care mi-ai dat sănătoși, pentru soțul care mă iubește și nu trebuie să mă despart de el din cauza alcoolului, alte probleme pe care să le am. Mi-ai dat o familie binecuvântată. Doamne, aș vrea să mă apropii astăzi de tine din cauza că îmi stă în față o, fan, o carieră, îmi stă în față următoarea etapă în care trebuie să mă căsătorez, trebuie să intru în această viață legitimă, nu știu cu cine, nu știu când, nu vreau să o fac rău, ci vreau, Doamne, să o fac sub privegherea ta și îmi doresc atât de mult ca tu să fii Dumnezeul care să conduci viitorul meu. Vă zic, e atât de esențial să ai o soție sau un soț care să te iubească. Un soție, o soție sau un soț. Mi-aduc aminte că mergeam cu Flavia înainte să nască și ne-am rugat ca să nască natural. Și în timp ce mergeam cu ea spre spital dimineața, mi-a zis, să nasc. În timp ce mergeam cu ea în mașină, mi-am pus mâna peste burta ei. În sinceritate și în umilință am venit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă această fetiță se naște în mașină, eu nu știu ce să-i nu o să fie bine nici pentru soția mea, nu o să fie bine nici pentru fetiță, nici pentru mine. Îmi doresc atât de mult, Doamne, să ajungem la spital și să nască ușor. Și am stat acolo, în fața spitalului, am condus foarte tare, am ajuns repede, a intrat în sala de operație. Și în 5 minute a ieșit doamna cu foile să semnez și să scriu care va fi numele fetiței. Adică soția mea a născut și m-a felicitat. E atât de important să ai un soț și o soție care să te respecte și să te iubească. O să treci prin viața aceasta, eu am rămas fără o mână. În adevăr, Flavia avea vrea să mă ajute mult, eu deja m-am obișnuit, mă, mă descurc singur, mă descurc în situația în care ești. Nu sunt chiar un caz social, ci Dumnezeu m-a binecuvântat cu o minte lucidă în urma accidentului și mai mult de atât, Dumnezeu mi-a dat această perspectivă și bucuria mântuirii. Dar astăzi pentru tine poate bărcile s-au scufundat. Nu știu care e lupta vieții tale. Nu știu care e suferința pe care o porți în tău. Dar știu care că este astăzi unul aici, care te poate face să zâmbești, care îți poate lua sarcina, care ți poate lua povară, care ți poate din nou înălța privirea înspre cer și să strigi maranata. Adică Domnul nostru vine. Poate și s-a răcorit credința aceasta, n-ai vrea ca astăzi Dumnezeu să reaprinde inima ta. Nu trebuie neapărat să vin față, să fac și chemare, dar acolo în care stai, să vii înaintea lui Dumnezeu, în sinceritate, în puritate, în umilință, și să zici, Doamne, îmi pare rău că am fost un ticălos atâția ani și nu am văzut modul binecuvântat, tandru, atent, grandios cu care te-ai comportat cu mine pe care l-ai avut în momentul în care m-am trezit, am mers în călătorie, am venit în, la job, ai fost Dumnezeul care m-ai purtat pe brațe și omul care nu ți-a mulțumit. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credința pentru mântuirea sufletului. În momentul în care am ajuns în Timișoara, a venit frate meu Silviu și m-a luat și m-a dus să-mi arate Timișoara. În momentul în care m-am dus la facultate, aici este gara, aici e primăria, aici e centru, aici e facultatea ta, aici o să ai cele mai multe treburi, aici ai centru comercial de unde o să-ți cumperi și m-a dus să-mi prezinte orașul. Astăzi aș vrea să te întreb pe tine, după ce vei închide ochii, cine te va lua să-ți prezinte veșnicia? cine te va prinde de mână și îți va zice bun venit cine îți va zâmbi Duhul care o viață întreagă ți-a ținut cu mâinile legate în curvie lăcomia după bani Duhul alcoolului Duhul de străbălării o să zic că bine ai venit, grea luptă am dus cu tine până te-am adus aici. Sau o să vină un înger din partea lui Dumnezeu și o să zic atât de bucuros abia te așteaptă. Atât de mult am mijlocit Iisus pentru tine. Abia aștept să-L vezi. Vă dați seama ce ce bucurie o să fie în momentul în care vei închide ochii. Cea mai mare bucurie a vieții mele este că într-o zi voi închide ochii aceștia de carte și mă voi bucura de Dumnezeul care m-a purtat pe brațe. De Dumnezeul care m-a binecuvântat, de Dumnezeul care mi-a spus că mă iubește, de Dumnezeul care mi-a spus că îi pasă de mine, când ziceam că n-am valoare în ochii oamenilor, când mă vedeam un handicapat, am început să cânt Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul său pe o cruce ca să fii mântuit omule, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Cântam cântarea aceasta pe străzile din Timișoara în timp ce mă simțeam descurajat, dezrădăcinat, în timp ce mă simțeam un, un om cu handicap. Și cea mai mare bucurie a fost că Dumnezeul Universului, Tatăl care a creat tot ce există, tot ce vedem și nu vedem noi, tot ce știm și ce nu știm, este cel care mă privește cu preț pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca da pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El. Ce trebuie să faci în seara aceasta? Doar să vii înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, cred că și Tu ai fost Cel care ai ghidat viața mea până aici. Doamne, cred că Tu ai fost Cel care m-ai purtat pe brațe. Doamne, cred că Tu ai fost Cel care ai strâns 90.000 de euro dintr-un salar de 13 milioane sau 15 cât avea tată în perioada aceea. În șase luni de zile, dragilor, s-au strâns 90 de mii de euro. Bani pe care i-am dus într-o geantă și i-am predat. Și nu-mi venea să cred ce Dumnezeu, cu ce Dumnezeu am de-a face un Dumnezeu care își ține promisiunile nu-ți pierde nădejdea, nu-ți pierde credința, ci vină și zi Doamne, cred și nu mă predau înaintea satanei, ci cred că-și Tu ești Dumnezeul care îmi vei conduce viața mea și viața familiei mele până în veșnicie Astruia. nu descurajați dragilor, vă invit să vă ridicați în picioare acum în aceste momente Vom intra într-o rugăciune. Tatia are o Biblie nouă la el. Am văzut-o că e nouă, că data a trecut o dată pe cealaltă, joi seara o dată. Dacă există cineva care vrea să vină în față, să ne rugăm pentru el, caz de boală, de suferință, ți-a pus credința la pământ, vrei ca să vii în față și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la inima ta, la viața ta, Vrei ca Dumnezeu să-ți schimbe destinația eternă, te invit să vii în față. Ne vom ruga pentru tine. Cel mai lung drum e de acolo și până aici. Nu-i drumul de la Rad la București atât de lung cât îi să vii până aici și să-ți predai viața în mâinile Lui Hristos. Domnul să te binecuvinteze. Nu-i drumul care ai vrea tu de pe pământul acesta mai lung decât să vii până aici. Știți de ce? Fiindcă e drumul spre veșnicia ta. E o destinație eternă. Când o să pleci de aici acolo, așa o să fii în veșnicie. Dar de acolo și până aici e o bătălie spirituală. Te invit să lași pe Hristos să câștige bătălia asta pentru tine. Te invit în familie. Te invit la cina pe care Dumnezeu o va da în cer te invit să-i zici mulțumesc, te invit să-i zici, Doamne, vindecă-mă în seara aceasta de cancer, de ulcer la stomac, de piciorul care e mai scurt și calc șchiop, de durerile de mână, de durerile de inimă. Te invit să vii înaintea lui Dumnezeu cu problema pe care o ai, cu situația pe care o ai, cu copilul pe care îl ții chiar acum în brațe și îți dorești ca Dumnezeu să se atingă de el. Dragule, dacă ești aici, în timpul acestei rugăciuni, inviți și frații, conducători din această biserică, ordinați să vină în față, se vor ruga pentru tine. Și mai mult de atât, eu îl văd aici pe Hristos, care stă cu brațele deschise și zice, vină la mine. Abia aștept să te iau în brațe, abia aștept să văd cum zâmbești după ce simți atingerea lui Hristos. Întrăm în această rugăciune și te aștept aici. Amin. Ne rugăm.